La data de 25 noiembrie este marcată în întreaga lume Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeii. Violența domestică este tot mai recunoscută ca fiind una dintre cele mai serioase și urgente probleme ale tuturor timpurilor. În fiecare colț al lumii, efectul real și dăunător pe care violența îl are asupra femeilor împiedică drumul către egalitatea de șanse. De aceea, în ultimul timp au fost aprobate foarte multe ordine de lege care să stopeze violențele în familie. Întreaga comunitate internațională marchează simbolic Ziua pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Este o zi importantă pentru a ne aduce aminte atât de greșelile din trecut ale omenirii asupra violenței și maltratării femeii, cât și de situația societății actuale și a perspectivelor din viitor. Discriminarea și violența de gen încă mai au de progresat într-un sens pozitiv pentru a putea afirma că trăim într-o societate respectabilă, echilibrată. 25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, este un prilej de a reflecta asupra felului în care afectează violența, indiferent de ce natură este. Prin violență nu se înțelege doar agresarea fizică, ci și cea verbală, psihologică, sexuală și spirituală. În anul 2013, în județul Giurgiu, lucrătorii Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu au înregistrat peste 241 de sesizări în ceea ce privește violența domestică, cu aproximativ 50 mai puține față de anul 2012. La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, în primele 10 luni ale acestui an, infracționalitatea intrafamilială a scăzut comparativ cu primele 10 luni ale anului trecut. Conform unui studiu la nivel național efectuat de o serie de ONG-uri cu privire la implementarea Ordinului de Protecție, au fost înregistrate peste 1000 de cereri de emitere a unui ordin de protecție. Asta înseamnă că legea funcționează, fapt ce o demonstrează și scăderea violențelor în familie. Peste 1000 de persoane, femei și bărbați, victime ale violenței domestice, au reușit să scape de agresorii lor.